înțeles că erau 18, au fost 18 variante de montaj al filmului. Ce cereau să schimbați de fiecare dată? Da. Deci, vizionările acestea aveau rostul de a verifica în ce stadiu se află filmul și dacă filmul este completat, dacă filmul este gata, dacă e gata pentru a fi lansat, premieră și așa mai departe. Deci, fiind un produs, trebuia verificat. Era verificare, așa zis, verificare și ei erau interesați mai ales de anumite mici deraieri care ar fi putut fi cu două înțelesuri care ar fi putut crea neplăceri la nivel ideologic mai ales. Asta interesa pe ei. Adică ei nu vreau să vadă străzi urâte, nu vreau să vadă nu puteai să înjuri în film, nu puteai să arăți nuditate. Adică erau niște reguli pe care trebuia să le respecti. Dacă depășeai chestia asta și li se părea lor că ai depășit, atunci veneau și spuneau, nu, ne pare foarte rău, scoate aia. Deci filmul suferea. Aceste vizionări erau normale. Trebuia să fie de obicei 5, 6, 7 vizionări, unde se verifica dacă filmul nu avea niciun fel de probleme, nu aducea niciun fel de pericol ideologic, că, domne, lucrurile astea ar putea să dăuneze și ar putea fi interpretate, atunci filmul mergea mai departe. În general, calitatea artistică nu se discuta. Dacă povestea era în ordine, calitatea artistică nu conta, se presupunea că este bine, este totul în ordine și filmul se pleca, mai ales că erau actori, vedete, și asta însemna foarte mult, deci filmul își ducea drumul firesc, normal. Cu filmul ăsta, pentru că erau anumite lucruri care puteau fi interpretate și erau anumite lucruri pe care ei nu-și puteau imagina cum vor reacționa, cum va reacționa publicul la ele, dar erau destul de sensibile, atunci se legau de ele. Mă întrebai, exemplu, Suzana Gâdea a văzut filmul și acolo unde l-ai văzut pe amant că vine pe stradă și strada e plină de noroi, acolo Suzana Gâdea a spus, dar ce vreți să spuneți? Voi nu știți planul Partidului Comunist Român? Că toate străzile din sate vor fi asfaltate și cu lumină electrică. Și acum veniți să arătați mie străzi cu noroi? Scoateți strada cu noroi. E, scoțând strada cu noroi, de fapt scoteai tot dialogul de acolo. Dar eu n-am pus strada cu noroi ca să fac în ciuda lucrurilor care erau la nivel național. Și pentru faptul că țăranul spune așa, eu nu vreau asfalt, pentru că vitele mele nu merg pe asfalt și dacă e asfalt, vin camioane. Și dintr-o dată lumea noastră asta, idilică a satului, dispare. Noroiul face parte din viața noastră. Nu înseamnă mizerie noroiul. Noroiul are mirosul, are tot, este lumea noastră a satului. Așa înțelegeau ei, asta era din moș strămoș. Deci, într-un fel, lucrurile astea erau justificate. Pe de altă parte, lor se părea că astea sunt o afrontă la toate planurile astea de modernizare a satului și așa mai departe și că e urât din partea mea că eu aleg o asemenea stradă și nu una asfaltată cu flori pe stânga, pe dreapta și așa mai departe. Deci cam la modul ăsta. Sau, când are loc ședința în seră, în realitate, ei aveau ședință la Căminul Cultural, care era singura sală, dar era iarnă, era frig. Și am zis, păi dacă e frig, ce? Păi de ce fac acolo cu noi îmbrăcați așa? Deci puteam să arăt mai rău, că ei stau îmbrăcați în sala imensă și că e frig. Nu, am zis, și nu e un loc încă. Zic, ba, seara, dar acolo noi mergem să fumăm. Păi hai, facem ședință la seară. Facem. Au scos fetele de acolo, care se ocupau de flori și le-au pus afară. Și afară au stat el undeva într-un colț și jucau bâza, că era frig. Și asta eu am folosit în film. Când se botează cine este pentru, el ridică mâna. Ei, în la vizionare s-a spus, nu, scoate chestia aia. Și am zis că am scos-o. Acum apar ele acolo. Dar nu mai e atât de clar că în clipa în care ăsta spunea votați cine este pentru, se aude bâzzz și se auzea pocnitura și toată ridicau mâna. Deci, gluma asta, glumița asta sau chestia asta nu mai funcționează decât parțial. Înțelegi? La modul ăsta. Sau, era fata aia care făcea baie în cadă și fugea șoferul și auzea apa, alerga acolo, oprea apa și o descoperă pe ea. Prima lui replică a fost, săpun aveți? Pentru că imediat s-a gândit ce se leagă de baie. Și a găsit săpunul și a început să săpunească pe spate. Ei, zic, ce aia intră în baia cuiva și întreabă săpune? Era un motel. Și scoate chestia aia cu săpun aveți. Cum ați gândit miza în scena pentru cadrele respective?
pur și simplu ne-am povestit ce vreau să facă, am făcut o repetiție așa sumară și după aia le-am dat drumul. Și unde am văzut ceva care, la care nu mă gândisem și mi-a plăcut, am zis da, vreau așa. De exemplu, în Graj, dacă ții minte, când se ceartă ea cu el, lui cade șapca, eu se apleacă peste bara aia să-și ridice șapca, să pună înapoi în cap și după aia continuă să bată. La prima repetiție n-a căzut șapca, că nu era în scenariu, nu era discuția asta. La a doua dublă s-a întâmplat povestea cu șapca. El s-a plecat și a luat șapca la dublele următoare. Am cerut ca această chestie să se întâmple. Și am cerut ca Magda să-i pocnească șapca, nu fața. Șapca, ca el să facă, pentru că întrerupea acel scandal care începea. Și obliga spectatorul să iasă din tensiunea aia, să aibă un zâmbet pentru chestia asta, că ăla e ridicol acolo, când se apleacă să-și ia șapca. Și scoțând din starea asta, de fapt, exact i-am dat șansa să continue cu bătaia între ei doi. Adică lucrurile de astea mărunte ne-am folosit în măsura în care ele vin și îmi întregesc ceea ce eu îmi propuneam. Poate că lucrurile arătau mai altfel, dar am fost foarte deschis față de asemenea posibilități care mi le-au oferit, mai ales profesioniști, dar neprofesioniști. Și neprofesioniștii au jucat ce au simțit ei nevoie. N-a fost. Femeia care tot întreabă, n-a zis o păsărfica? Am întâlnit-o când eram în prospecție, ea își căuta capra, ne-a spus că a avut o capră, că au luat o câine, nu știu ce, că a rămas singură, nu mai are nici ce mânca, nimic. Și am spus, vii la filmare, îți dau niște bani și îți iei o capră. Vin! Și la filmare și ce fac? Stai lângă mine aici la aparat și în clipa în care vreau eu, că vreau să întrerup tot așa dialogurile învățate de actori, îi spuneam pe ce acolo și întreb, n-ați văzut o păsărfica? Și asta nu era scenariu și ea răspundeau, nu, n-am văzut-o, ea mai pleacă. Și au fost multe de astea și le-au scos. Au spus, domnule, să nu mai vină femeia să întrebe. Ce tot îmi pui femeia să intre în cadru? Deci asta nu simți, pentru că în film nu se mai vede unde au scos-o. Și ea tot întreba. Iar în final, când întreabă, zice și, domnule, n-ai văzut pe Sofica? Unde n-ai văzut să mai caut? Și n-am văzut-o. Și o întreb eu, dar știi cine e Sofica? Nu, e capra ta. A început să plângă. Și atunci zice, domnule, am avut o capră și nu ai. Și atunci se leagă pentru spectator. Eu am scos întrebarea mea de acolo și ea zice de Sofica și după aia, domnule, am avut o capră și așa. Deci cam așa s-a făcut filmul. Adică a fost un proces continuu, un fel de cum spun, de aluat, care tot timpul creștea. Mai puneai drojdie, mai puneai apă, mai puneai puțin lapte. Așa se făcea, ca și cum face o pâine. Și după aia punea cuptor. Și bine vizionarea și te dau afară. Cât timp ați lucrat la film? Câte zile de filmare au fost? Cred că au fost fragmentate, dacă nu înțeleg. Au fost fragmentate de câteva ori, la un moment dat pentru că ne-au oprit, la altă dată pentru că am plecat la un festival la Belgrad. La Belgrad era un festivalul celor mai bune 50 de filme ale anului, din toată lumea. Deci erau marile vedete, erau acolo și acolo am fost invitat cu un film de-al meu, cu O lacrimă de fată. Și când am ajuns la gară cu bagaje ca să plec, mi s-a spus, nu pleci, că n-ai pașaport. Nu mi-a dat pașaport. Și am rămas în țară. Ceilalți au plecat, eu am rămas. Și pe urmă, Dorel Vișan, el plecase, de la Belgrad, a sunat un prieten care m-a contactat și a spus, uite, eu pot să te ajut cu intervenții. Și m-a ajutat, mi-au dat pașaportul, am plecat, am fost acolo și pe perioada respectivă s-a oprit filmarea. Era și iarnă, s-a oprit filmarea. Deci au fost câteva opriri din astea. În plus, după ce filmul a fost oprit, după aia au fost niște luni, când iarăși s-a reluat, iarăși au mai fost tot felul de probleme. Și atunci, la versiunea, pentru că aveam copia asta, la versiunea oficială am renunțat. Adică n-am mai vrut să mă bat cu ei și a ieșit cum au vrut ei. Cum afecta procesul de lucru aceste opriri? Nici cum. Nu. Cum spun, la un moment dat când devii implicat într-un proces de ăsta profesionist, nu mai ai probleme. Nu mai ai probleme, pentru că lucrurile se leagă destul de ușor. Adică nu ești din mână. Nu e ca la atletism de dacă n-ai... Aveam antrenamentul de fiecare zi. Deci eram implicați în continuare. Cum a
să fie. Dumneavoastră ați gândit, fiecare cadru este static, are camera fixă. Da, pentru că inițial am vrut cu mișcare și mișcarea mi s-a părut că întrerupe ce se întâmplă pentru spectator. Și atunci am zis, în loc să fie o calitate, devine un impediment. Și am scos mișcarea complet. Cadru fix. În plus, am vrut ca ce se întâmplă să se întâmple în fața camerei, pentru cameră. În fața camerei, dar nu pentru cameră. Și de-aia uneori sunt cu capetele tăiate, după un stâlp sau în afara cadrului. Și am zis, așa e și în viață. Nu totdeauna vezi tot ce se întâmplă. Vezi numai o parte și, de fapt, important e să îți imaginezi ce e lăsat în afara cadrului. Pentru că altfel ești manipulat cu doar acea informație foarte săracă care e în cadru. Deci, important e să ai această capacitate să îți imaginezi fiecare în firea lui și cu capacitatea lui, dar asta într-un fel te obligă să urmărești ce se întâmplă acolo și ce ți se sugerează în cadru pentru ce se întâmplă în afară. Eu aș vrea să vă întreb și de o lacrimă de fată. Așa. Îmi place foarte mult. Mulțumesc. Dacă am două foarte mult, lacrima de fată e preferatul meu. Și al meu. Puteți să-mi povestiți puțin despre cum ați ajuns la acest... cum ați găsit scenariul, cum l-ați scris și cum s-a dezvoltat? Scenariul era, de fapt, era un roman al lui transpus în scenariu. Era deja scris, nu mi-aparținea. Altcineva a scris scenariu, mi s-a dat un scenariu după una din cărțile lui Sălcudeanu, Bunicul și o beată cinste. În primul rând îmi plăcea titlul. Bunicul și o beată cinste. Asta mă trimitea undeva într-o zonă de asta așa mai lacrimogenă, mai nu știu cum. Erau cărțile de serie așa, care erau romanele astea seriale, care tot veneau cu o nouă poveste, cum erau și alea englezești și altele și altele. Am citit scenariu, am citit despre ce este vorba și am dat seama că e un material acolo pe care eu aș putea să-l folosesc să rescriu scenariu. Și l-am rescris. În primul rând, mobilul. Eu am creat dintr-un accident care echipurile se dovedea că e de fapt o crimă, am creat o poveste de o anchetă. Să duce poliția să vadă cine, cum... Anchetarea asta tipică, așa, cu întrebări, cu interogatorii, cu interviuri, cu tot. Pe de altă parte, mi-am zis că, pentru că e un film, ce-ar fi dacă aș folosi o altă postură? De exemplu, faptul că e prezent un aparat de filmat și aparatul nu minte, nu e sensibil, nu are emoții, are doar probleme de șarf. Hai să pun de claritate. Și atunci, hai să pun cele două poziții paralele la început și în final să-mi dau seama că ele nu se întâlnesc. Exact ca și cum faci un pod și pleci de pe două maluri și cele două capete de pod nu se întâlnesc. De ce nu se întâlnesc? Pentru că undeva ceva s-a decalat, ceva s-a schimbat. Și așa sunt și eu cu această poveste. Deci am aparatul care înregistrează și am prezentarea filmului, a întâmplării de către mine, care echipurile trebuie să fie real și trebuie să fie în interesul obținerea adevărului. Dar am folosit niște trucuri pe care, cum spun, până atunci le gândisem, dar nu le-am experimentat. Și îți dau un exemplu. Trebuie să fie vorba despre o fată care în capul meu nu apare în flashback-uri, adică în, de asta cum se cheamă, când îți apare în memorie videopoveste, nu apare în povestiri de oamenilor vizual, așa, și care eu trebuie să, totuși să o fac să existe. Și îți povestesc cum am făcut. În plină vară ne-am dus acolo, am luat o fată pe care am ales-o dintre multe altele. Întrebarea, te dezbraci în pielea goală, te bagi în apă? Da. Era o fată normală, foarte, cum să spun, ne-am împrietenit. Nu era nimic special acolo. Zic, nu te deranjează că vreau să aduc satul, să asiste la... Că era momentul în care o scoteau din apă. Și a zis, nu, dar să nu fie copii. Nu vrea copii. Bine, copiii s-au ascuns după anul și pe unde. Au venit oamenii și le-am spus că scoatem un mort. Și ideea că scoatem un mort din apă, nu știau că ea de fapt este vie, nu știau că va fi mort, care mort, cine mort. Așa, au venit în negru. S-au îmbrăcat în negru. Și am mai cerut un tractor ca să fie o chestie care să conturbe acel moment idilic. Era apă, frumos, peisaj, un tractor care se căznea acolo să dea cu noroi, cu stânga dreapta. Deci am creat o atmosferă.
ea era întinsă. A văzut-o când s-a dus acolo, s-a întins în apă, așa, făcând pe moartă. Am ales doi țărani, domne, o luați de mână și o trageți afară, așa, și două femei, veniți cu un cearșaf și o acoperiți. Bun. Și am făcut chestia asta, n-am repetat. Am făcut chestia asta odată, am făcut poze, nu s-a filmat. Poze, poze, poze. După care ne-am dus la surpriză, a fost când am intrat în prima casă, ea era cu cearșaful ăla pe ea, prima casă am intrat și am întrebat femeia dacă poate să se spele și a zis, da, e baie aici, am cadă, am apă caldă, să se spele. Și ea a intrat acolo să se spele și în timp ce se spela, a zis, vină un coac, vreau să te întreb ceva, apropo de ce am făcut, dacă era bine sau nu. Și eu am intrat și ea, baie goală, acolo se spela. Și a intrat femeia. Păi cum poți să intri peste o fată care... Păi stai, domnule... Și m-a blestemat, că cum, că trebuie, nu se poate așa ceva. La noi nu mai conta, adică noi o văzusem dezbrăcat. Știam, era cu totul altă stare. Și până la urmă am înțeles că, de fapt, adică acolo nu mai era procesul de făcut film. Acolo, pentru ea, era un fapt adevărat, adică... Ea n-a putut depăși acest lucru. Deci aici a fost prima întrebare, primul semn de întrebare. Și pe urmă când ne-am întors noi în toamnă să filmăm, am venit cu pozele și ne-am arătat la oameni. Și ei au crezut că a fost o fată înnecată care a fost scoasă și se vedeau acolo pe poze. Da. Și a rămas satul cu impresia că, într-adevăr, o fată s-a înnecat acolo. Și vorbeau de fata asta și cum a fost, deși, de fapt, n-au văzut-o niciodată. Care era proporția în film? Cei care sunt intervievați, cred că sunt din localitate, da, nu? Da, da. Și atunci actori profesioniști erau Dore Bișan, Negoescu, iar ceilalți erau la primul lor film. Sau erau vreo doi din o formație de muzică. Bună. Erau într-o formație de muzică. Song, din formația Song, i-am văzut cântând și mi-a plăcut fețele lor, i-am chemat. De exemplu, băiatul iubitul ei și era Dragoș Păstaru, care era la primul lui film polițist, milițianul. Operatorul era Mihai Oroveanu, care era artist plastic. Asistentul lui era un băiat din echipă, adică nu, eu tot nu am avut chestii de astea, adică nu, și aici, în baloane, adică vină cu așa puțin, ia, bun, uite, te vreau pe tine în film. A, eu nu sunt, lasă, n-am nevoie de actori, eu am nevoie de tine. Și ce să fac? Stai acolo și te uiți. Și cum stau acolo? Păi stai acolo. Și au fost în sat aici, au fost niște oameni care și-au bătut nevastă, s-au certat că el, după ce a ieșit și l-au aplaudat că a ieșit bine în cadru, s-a dus acasă la nevastă și a spus, eu vreau să mă fac actor. Și ești nebun, ai vaci aici, ai curte, tot și tu vrei să faci actor. Păi băi, ce bine am făcut eu treaba aia, ce m-au și aplaudat. Și după aia vine nevastă și a spus, nu mai luați așa, pentru că uite, m-a bătut. Cum adică te-a bătut? Mi-a dat peste fund așa, dar m-a bătut. Deci, cum să spun, oamenii foarte repede au schimbat și toate lucrurile astea au devenit, de fapt, cum să spun, aluatul filmului. Ați gândit diferit porțiunile de interviuri față de celelalte momente? Nu. Toate astea erau gândite și toate erau cu o margine de improvizație lăsată așa, să vedem dacă nu cumva hazardul mi-aduce niște avantaje. Au fost momente în care nu ieșea și atunci schimbam. Nu ieșea. De exemplu, veneau cei doi actori, vorbim de acum de O lacrimă de fată, veneau cei doi actori cu textul învățat și cu concepția lor regizorală, cum trebuie interpretat. A, păi eu spun textul așa și eu... Dar acolo ce se întâmplă? Când citești un scenariu și pui o întrebare, în scenariu ai acces la răspuns. Deci știi ce îți va răspunde. Deci nu te va uimi și atunci tu o să te prefaci. Zău, dar tu, de fapt, știai ce să spună. Deci, ăsta e pericolul cu un scenariu care îl citești și știi exact la întrebarea ta ce se va răspunde. Deci, cum se spune, foarte riscant. Și actorul are el tendința să se prefacă. Uite-ți dau un exemplu. Un bat nu vrea să pară bat. El vrea să pară că nu e bat. Când îi dai un actor sarcina să joace un bat, el îți arată că el e bat. Și a spus, dom'le, nu vreau să fii bat și nu vreau să arăți că ești bat. Tu trebuie să fii un om beat care se preface că e normal. Păi cum? Păi așa. Deci cam asta e. Și, de exemplu, era o scenă între Bișan și
un alt actor care era la primul lui film și au învățat textele. Vișan avea o pagină întreagă de text și am spus, mai tai din text, am mai tăiat și eu. Așa, și a venit a doua zi, cât ai tăiat? Păi cam un sfert. Deci el avea text. Zic, păi am tăiat tot. Cum adică tot? Păi nu mai spui nimic. O să spui doar da. Cum adică? Și atunci, în loc să vină milițianul să-i spună povestea și el să răspundă și discuția asta, milițianul vine la urechea lui, îi spune ceva, la care Vișan îi spune doar da. Și asta a fost scenă. Cum a fost primit filmul de Cenzi? Care? De fapt, O lacrimă de fată. Acolo am avut noroc. Norocul meu atunci a fost că scenariul era lui Sălcu Deanu și la vizionarea filmului, cu Dumitru Popescu și cu Dere Popescu, și toți ceilalți care au fost colegi la universitate, ei, în clipa în care s-au întâlnit în sală, nu se văzură de mult și atunci au început să stea de vorbe pe ale lor, ce mai faci, cum mai duci, cu tare, cum e familia, cu tare, ei fiind prieteni între ei. Și practic filmul a început și pentru ei filmul a fost doar un fundal. Adică era Sălcu Deanu care, cum spune, era garanția că nu se poate face ceva prost. Și filmul a trecut fără niciun fel de observație. N-au modificat nimic. Nimic, nimic, nimic. Nimic, nimic, nimic. Se mai întâmplă. Au compensat cu ce a fost la baloane, unde au fost multe observații. Și unde, cum spuneam și acum, listele pe care scrie acolo, scoți strada murdară, se scoate jocul de ăsta, de fotbal din grâu, să nu fie brad la oameni, scoateți chestia aia, chestii de astea. Și am zis, da, dar scot aia și nu le spuneam și puneam la loc, pentru că comisiile se schimbau. Și aia care veneau data următoare nu mai știau, deci se uitau pe listă și nu mai știau dacă ei știau ce s-a scos, dar nu știau ce am pus eu înapoi. Deci eu spuneam, ei se legau de aia. Sau gândeau că cei dinainte au văzut ce am băgat eu după și au fost de acord. Tot fel de jocuri de-astea care da. O lacrimă de față, aveți o versiune, există o versiune mai bună decât cea care circulă online? Am o versiune mai bună, pentru că pe online nu se poate pune decât într-un format mai așa mai mic, dar filmul acela a fost gândit cu defecte, cu adică rudimentar. N-am vrut niciodată să arate superb și clean și nu știu cum. N-am vrut. Am spus pentru că dacă tu înfrumusețezi viața și o faci să sclipească tot așa, dintr-o devine artificială. Acolo interesau oamenii și ce era în mintea lor și felul în care ei se dedublau. Una spuneau, alta gândeau, reveneau, mințeau, își reluau spusele, negau ce au spus. Adică asta m-a interesat și asta putea să fie oricum. Pentru mine nu sunt oameni răi și buni, sunt oameni buni și oameni cu probleme. Și în general fiecare om are probleme și fiecare om are undeva ceva unde are slăbiciune. Aia care se dau mari, de fapt, sunt foarte slabi. Asta e suprafața. Dacă iei la bani mărunți, dai seama că, de fapt, suferă. Undeva. Și ei încearcă să compenseze cu macho-ul lor, cu vin și cu costumele și tot ce fumează și ce femei sau ce bărbați au și ce funcții și ce bani. Și asta ei o fac, cum spun eu, un fel ca un ambalaj. De obicei, cadourile sunt frumos ambalate. Și primul lucru, rupe ambalajul. Să te uiți la copii care au o jucărie, pe ei interesează, fascinează ruperea acelui ambalaj. Și când au de jucărie, după 2 minute s-au plictisit. Așa e și omul cel mare. Și toată viața sunt unii care reușesc să fie altfel toată viața. Și nu sunt așa cum, de fapt, ar vrea ei să fie, cum sunt în realitate. N-au curaj să-și arate... Apropo de ce spuneați că O lacrimă de fată a fost gândit să fie cu imperfecțiuni. Da. Ați ales un alt... Ce vară de filmat ați ales, dacă a contat? Păi nu, că aveam filmul pe 35 și era filmul în film care era pe 16. M-am dus la televiziune, am luat de acolo un operator pe Constantin Chelba, care venea cu aparatul, care era de la televiziune pe 16 mm. Eu m-am dus personal la laborator acolo ca să ridic pelicula. Și în clipa care ridica pelicula, primul lucru l-am făcut, am deschis cutia și eu l-am întrebat, ești nebun, ai voie la filmul? Aoleu, am vrut să văd dacă e în cutie. Și am spus, e nebun, cine e omul ăsta care... Și am închis, dar eu am vrut să voalez, pentru că dacă voalai ulterior în postproducție, era deja o voalare controlată.
Ori aici noi când filmam, nu știam unde va cădea boala. Și au fost porțiuni din film, deschizând cutia, care a fost bolat. Și dacă te uiți la film, ai să vezi că sunt unele momente acolo. Și n-am ținut cont de chestia. Cum era așa, am băgat. Deci am creat acest, cum spun, am mizat pe această șansă se întâmplă fără să intervin. Și în final sunt câteva replici acolo care zice mai filmează niște cadre frumoase că o să ai nevoie. Adică era aluzia, domne, în general se spune la vizionare, domne, da, lumea aia nu putea să fie așa de anostă. Mai puneți și voi niște munți frumoși, au niște flori, niște ferestre frumoase, așa că să se bată lumea că acolo erau și oameni harnici, oameni gospodari. Deci asta era teoria celor care vedeau. N-a fost cazul, dar în film menționez, pentru că e vorba de o echipă de filmare. Și a doua chestie era, îl întreba pe operator, crezi că poți să scoți ceva din materialul ăsta? În sensul că crezi că îți iese ceva din materialul ăsta? Și când spui că vrei să scoți ceva, el îți spune, nu scot nimic. Adică el e și enervat de chestia. Cum adică să scot? Adică eu vreau adevărul. Nu scot nimic, îl las așa cum e. Dar degeaba lăsa el, pentru că monta tot scotea. Când montezi un material, tot scoți capetele, măcar, nu? Ar fi multe de vorbit, dar a fost un proces foarte interesant. Vișan era la primul lui rol, făcuse figurație la alte câteva filme, era primul lui rol. Cât am reușit, l-am controlat, lui a plăcut și a devenit altfel de... După el a devenit mai cabotin, mai altfel, a devenit mai Dorel Mișan. Dar în filmul era mai reținut și anumite replici de acolo au rămas, au intrat așa într-o zonă vorbelor purtate de popor, pe unde mergea, lumea vorbea de chestiile astea. Știți că filmul are un personaj feminin care de fapt lipsește, dar da. E foarte puternic. Da, da, și care într-adevăr a provocat toată chestiunea asta. Și care de acolo, din neantul ei, în continuare îi ține pe acești oameni responsabili pentru ce s-a întâmplat. Așa este. Personajul feminin care nu e. Da. Am întâlnit-o. E bine, și-a cam ratat viața. A zis, mi-am dat seama că n-are niciun sens, ce îmi place băutura. Interpreta. Unde s-a filmat? Într-un sat lângă Cluj. Acolo unde scriitorul cunoștea niște oameni. Și a spus, măi, oamenii ăștia mă știu, ăștia să vină la filmare. Da, deci cam asta a fost. Ați spus că lucrați la un nou proiect? Puteți să ne povestiți despre noi? Da, lucrez la un nou proiect. Anca Puiu și Cristi Puiu, din prietenie, din generozitate, m-au întrebat, nu vrei să faci un film la casa noastră? Și am spus, da. Mai încercasem. Și înainte, nu în Australia, pentru că nu mi-a plăcut stilul de acolo. Prea era ca la Hollywood. Am încercat în țară, am avut câteva scenarii pe care le-am predat. Mi s-au refuzat nu pe motive de calitate sau de conținut, ci pentru faptul că ei nu puteau accepta că eu vin de acolo și le iau bani aici. Adică o chestie asta meschină, minoră așa. Și eram, într-un fel, eram convins că încercările astea au eșuat și n-ar mai trebui să... Dar faptul că ei au venit și m-au încurajat, am zis da. Și atunci m-am și gândit că voi folosi proiectele mai vechi și voi găsi un proiect la care țin și îl propun din nou și poate că acum iese. La care soția mea, Erica, a zis, nu, tu lasă-le alea, alea au fost și au trăit viața, tu scrii altceva. Și m-am apucat să scriu altceva. Și am scris altceva și le-am prezentat. Nu prea m-am discutat. Ei au primit ce am făcut, au predat la competiție la CNC, am obținut finanțarea și de aici a pornit la drum și tare sper că în curând lucrurile se vor întâmpla și voi putea să fac film. Altfel, îmi doresc să fac așa, am toată convingerea că voi fi în stare să aduc ceva nou, nu că vreau eu ceva nou, ci pentru că între timp m-am schimbat și felul meu de a aborda filmul a crescut în finețe, adică lucrurile care aparent erau mai butucănoase, așa, le-am mai prelucrat. Că am avut tot timpul, am avut contact cu filmele, cu studenții și mai ales prezența studenților cu lucrurile pe care le aduceau, o varietate imensă de lucruri. Asta le-am absorbit. Am învățat, ăsta e cuvântul, am învățat să fac cât mai mult și cât s-a putut.
Deci, sper. Sper să putem începe în primăvară. Va fi probabil o coproducție și, mă rog, va fi ce va fi, vom vedea. Deocamdată sunt în zona de tatonare, am câțiva actori pe care îi vizez și care îmi plac. În egală măsură caut, pentru că nu prea mai cunosc actorii și aș vrea să găsesc. Și, în general, nu mă interesează performanțele lor și trecutul lor, mă interesează mai ales prezența lor și felul cum simt că putem comunica. Pentru mine, faptul că ne înțelegem pe aceeași lungime de undă e mult mai important decât că a făcut nu știu câte performanțe înainte și că e un nume. Cam asta e.